Acum am odihnit și am aflat ușurare multă că m-am luat din stricăciune la viață, Doamne, orieție. Vreau să prind exact, cu cel ce părinte protocol, prea curios și prea puternic părinți, în drăgată familie și întristată adunare. Dacă fratele Vasile, sau oricare dintre cei care au fost chemați de Dumnezeu din lumea aceasta, prin poarta morții, și care, pe parcursul vieții lor pământești, s-au străduit să îl caute, să-l găsească, să-l cunoască, să-l asculte și să-l iubească, să-l urmeze cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos, indiferent de felul care este în această lume, au vârstă înaintată datorită slăbiciunilor firești ale vârstei, în urma unei boli sau unui accident, ar putea să spună acest adevăr pe care ne-l transmite slujba înmormântării, când spune numele celui care pleacă dintre noi în dorința de a-L cunoaște, de a-L urma și de a-L iubi pe Mântuitorul, ar putea să spună acest lucru. Acum am odihnit și am aflat ușurare multă că m-am mutat din stricăciune la viață. Pentru că în momentul în care noi îl găsim pe Mântuitorul, îl ascultăm, îl urmăm și îl iubim, viața noastră primește altă dimensiune care poate fi transmisă și înțeleasă prin toată cântare bisericească care ne spune că ceata Sfinților a aflat izvorul vieții și poarta Raiului. Că din momentul în care ne străduim să ne apropiem de Dumnezeu, când ființa din sufletul creștinului care în mod conștient și responsabil caută să se elibereze din smerenie de orice formă și intensitate a păcatului, deci în sufletul aceluia deja începe să se nască veșnicia fericită în Împărăția lui Dumnezeu. Ne credințează Mântuitorul că ființa noastră, trupul nostru, trebuie să devină templu, locaș al Sfântului Duh. Sigur că noi, cei care rămânem pe calea acestei vieți, trăim încă stările de nesiguranță, de neliniște, de tristețe, de neîmplinire pe care deseori le oferă viața, dar în marea sa purtare de grijă, Dumnezeu, Sfânta Fecioară Maria, Maica Domnului și toți Sfinții ne vin într ajutor pentru ca să putem să ne lămurim în timp util și folositor pentru mântuirea noastră care sunt realitățile existenței noastre pământești, ispitele și greșelile din care adeseori trebuie să ne ridicăm pentru a ne continua drumul spre Împărăția lui Dumnezeu. Și cum
neliniștile din viața noastră ne însoțesc de multe ori o bună parte a trupului nostru pământesc. Mântuitorul a venit în lume să ne încredințeze că El este învierea, viața și că cei care îi urmează Lui nu vor rătăci în întunericul neștiinței, ale cunoștinței, ci vor avea lumina vieții acestea și a vieții viitoare. Le spune iudeilor care veniseră atâns cu dorința de a primi lămurire, lumină într-o problemă la care omul întotdeauna a putut să-i găsească răspunsuri. Problema este existențială, legată de viața aceasta și ceea ce urmează după ea. Mântuitorul le spune lor și nouă tuturor, adevărat, adevărat vă spun vouă, cel ce ascultă cuvintele mele și crede cel ce m-a trimis pe mine, are viață veșnică și la judecată nu va veni, că s-a mutat din moarte la viață. Sfântul Apostol Pavel, din Descoperire Dumnezească, ne spune că cele din urmă ale omului sunt moartea și judecata. Moartea este comună pentru oricare ființă omenească, dar asupra omului moartea nu are o putere de plină. Și este, da, doar să despartă sufletul de trup. Trupul întorcându-se după mântuirea dumnezeiască în țărâna din care a fost luat, iar sufletul să-și continue existența în veșnicie. Pentru că la cea de-a doua venire a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, toți cei care în această lume s-au străduit să asculte, să împlinească cuvântul lui Dumnezeu după puterea lor și să se apropie de acest izvor al vieții, care este și poarta Raiului, Sfânta Biserică, toți aceia vor avea trupuri noi, nemuritoare și nestricăcioase, este trupul înviat al Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Pentru că, asumându-și păcatele, durerile și suferințele tuturor oamenilor și acceptând să se jertfească pe Sfânta Cruce, prin sângele Său de vinovat, Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, spală cruciunea păcatelor noastre și prin dumnezeiasca sa înviere din morți se face începătura învierii noastre celor care ne străduim să îl cunoaștem pe Dumnezeu. Sfinții părinți, cei care au trăit cu intensitate viața cea nouă cu Hristos ascuns și Dumnezeu, ne spun că viața noastră a credincioșilor, în măsura în care ne străduim să ne împărtășim din izvorul dătător de lumină, de cunoaștere și de viața Sfintelor Taine, viața noastră este un urcuș spre înviere. Un urcuș spre Părăția lui Dumnezeu. Și nu sunt întâmplătoare durerile și suferințele prin care adeseori cu toții trecem într-un moment sau altul al drumului nostru spre Părăția lui Dumnezeu în viața aceasta pământească. Deci aceste suferințe sunt îngăduite de Dumnezeu tocmai pentru ca
mai devreme sau mai târziu, să ne apropie de acest izvor bogat, dăptor de viață, de bucurie, de fericire în această lume și în veșnicie, care este Sfânta și Dumnezeiasca Biserică. Dar, pentru ca să ajungem aici, trebuie să punem un început bun, mereu, în viața noastră pământească. Pentru că, oricât am fi noi de dotați, intelectual, fizic sau din alte dimensiuni ale vieții noastre, oricât am fi noi de silitori și în ceea ce privește înnoirea vieții noastre obicești, noi mereu avem de luptat cu slăbiciunile firii, cu ispitele viacului în care trăim și mai puțin cu putere întunericului, care caută mereu, într-o formă sau alta, să pătrundă în inima noastră, în sufletul nostru și să ne abată, mai ales prin mândrie, care este rădăcina și zborul tuturor păcatelor, cum ne credințează părinții duhovnicești, să ne abată de la calea ce duce spre Împărăția lui Dumnezeu. Da? Maica Domnului, Cutitoarea noastră, Sfinții Îngeri, Sfinții Apostoli, Sfinții Mucenici și toți Sfinții care, prin lucrarea dată lor de Dumnezeu, caută să ne susțină în ispitele și în încercările noastre, în căderile și durerile noastre, să ne inspire spre găsirea drumului spre Împărăția lui Dumnezeu, sunt mereu aproape de noi. A dormit în Domnul, fratele Vasile, a avut o viață comună până la un moment dat, o viață în care, urmând credinței pe care, sigur, i-au inspirat-o părinții săi trupești și apoi a fi potrivit cei duhovnicești, dar și prin încercările și prin greutățile prin care a trecut în viața sa pământească, a ajuns la această maturitate în care a simțit că trebuie să-și facă credința mai vie, mai lucrătoare. Și s-a sporit rugăciunea, a luat în serios lucrarea înfrânării apostolului, s-a străduit să muncească cu demnitate, să-și câștige hrana pentru el, pentru familie, și mai mult să facă parte și altora din roadele muncii sale, să activeze și această lucrare. Parcă din ce în ce mai rară a milosteniei față de cei care au nevoie de aceasta, fie în forma ei materială, fie în forma ei spirituală, domnicească. Și atunci când s-a socotit, pregătit și împăcat cu problemele familiei și ale societății, comunității în care a trăit cu cinste și demnitate, din această dorință de a spori legătura cu Dumnezeu, prin Mântuitorul nostru Iisus Hristos, prin Maica Domnului și prin Sfânta Biserică, s-au hotărât să părăsească cele pământești, bineînțeles, fără să creeze o ruptură totală cu cei ai familiei sale,
această cale spre mănăstirea Maicii Domnului de la Nicula și cu pași mai încet la început, apoi din ce în ce mai hotărât, a venit în oștea mănăstirii, unde prin seriozitatea vieții sale, prin evlavia pe care a arătat-o, s-a făcut iubit. Și iubit spun mult. Adică a ajuns această dimensiune înaltă a vieții domnicești, pentru că a știut să asculte, a știut să respecte, a știut să îi prețuiască pe cei care i-au deschis brațele și a devenit un frate cu adevărat pentru întreaga obște monahală, rămânând în același timp și un dăruitor de model, de exemplu, pentru cei din sânul cărora a plecat din lume, venind aici în Sfânta Mănăstire. Dumnezeu a găduit să treacă și prin o stărință trupească, dar și aceasta este de folos celui care o primește de la Dumnezeu cu virtutea bărbăției, a curajului omnicesc și aproape cu seninătate și cu zâmbetul pe buze, după ce a primit Sfânta și Dumnezeiască împărtășanie, după ce a schimbat un cuvânt cu Părintele Stare și a dat cu seninătate sufletul și luminele lui Dumnezeu, așteptând ca sufletul lui, însoțit de rugăciunea celor în care Dumnezeu a trăit în ultimul timp al vieții, al familiei drag și al noastră tuturor celor care iată număr atât de mare a venit astăzi în Nicula, pentru ca să sporim puterea rugăciunilor, pentru ca sufletul să se înalțe în ușor la Dumnezeu, s-a desprins de lumea aceasta și nădăjduim că acela care l-a chemat spre o dăruire, spre o viață mai înaltă, să-l așeze acolo unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci lumină și bucurie fără de sfârșit într-o veșnicie iubirii.